au fost studiate, în cadrul SPP-ului, au fost studiate mai multe variante. Varianta aprobată a fost varianta aceasta pe care o vedeți în imagine. Este un traseu paralel cu drumul național 21. Avantajul evident al acesteia care ocolește satul Drajna Nouă este evitarea demolărilor de locuințe, expropieri de proprietăți intravilane, creșterea siguranței rutiere, precum și nu mai este necesară amenajarea unei căi ferate provizorii pe durata execuției, pentru trecerea căi ferate se va folosi drumul național 21 existent. Ca punct de plecare este nodul Drajna, de la intersecția cu autostrada 2, după aceea urmează un traseu aproape paralel cu drumul național 21, traversează DN3A, calea ferată și după aceea se intre, punctul de final este în zona intersecției DN21 cu DC20, unde va fi amenajat un sens girator. Lungimea aproximativ, după cum putem vedea pe planșa aceasta, este de aproximativ 2,4 km, traseul întreg. Și în continuare voi vorbi de soluțiile care au fost studiate pentru această variantă de traseu. Soluția numărul 1 este o structură cu grinzi prefabricate din beton armat pe comprimat. Grindă continuă, 5 deschideri și 2 grinzi continue pe 3 deschideri, o lungime totală de 303 metri aproximativ. În imaginea următoare puteți vedea elevația și vederea plana soluției. Soluția numărul 2 este o structură cu grinzi din oțel cu inochină, cu lucrare cu patrulaj din beton armat și două cadre din beton armat pe comprimat. În acest caz, lungimea totală este de aproximativ 327 de metri. Și de asemenea puteți vedea elevația și vederea plana. Și aici o scurtă comparație între cele două soluții. Evident, la structură una este din grinzi beton armat, cealaltă este din grinzi oțel, dar și niște grinzi beton armat, ca lungime 303 metri versus 327. Ca durată de execuție este prognozat 18 luni pentru prima soluție, 24 pentru a doua, iar la nivel de costuri vorbim de 86,5 milioane de lei pentru prima soluție și de 94,5 aproximativ pentru soluția numărul 2. Ca și concluzie, este evident de menționat că realizarea acestui pasaj va duce la diminuarea duratelor de deplasare, evitarea ambuteiajelor, creșterea siguranței rutiere, pentru că nu va mai fi prin localitate, și este un obiectiv care trebuie realizat și cred că este dorit de toată cei din zonă. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, vă mulțumesc pentru atenție.